Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A venit la prânz la domnul Ciolacu. Oh. A sunat la ușă. Bine ziua. Miroase teocane. Bună ziua. Am auzit că aveți meniul la 20 de lei. Exact. Și că avea și o plasă de rafie. Pentru dacă e remine ceva la pachet. Prânzul a avut loc undeva în București, loc neprecizat. Eu cred că l-au dus într-un food court. Da, mă, la mole, cel mai simplu. L-a dus Nea Marcel, i-a zis: ia uite, bă, Nea Urbane, ia uite ce avem. Ia, ce vrei tu? Avem și ciorbiță, avem și hamburger, avem tot ce vrei. Poți să tot ce vrei. E pe cinste. Eu fac cinste. A zis Nea Marcel. Sunt fotografii de la masă, o masă rotundă frumoasă, așa. Domnul Orban a remarcat, are farfuria lucioasă. Lucioasă. A luat cu pâine. Nici o firmitură nu se vede lustruit tot. Sunt curios și au discutat la masă. Probabil că a întrebat, da, dacă a mai rămas ulei de la cartofii prăjiți, nu aruncați. Exact. Dați-i la mine. De la București, Victor Orban se va duce cica la băile Tușnad. Da, face și băi. Da, unde este a 32-a ediție a Universității de Vară de la Tușnad. Cred că de acolo pleacă cu portbagajul plin de curtoși calaci. E și mangaliță. Da. E cunică? Cunică. Cunică. Pentru noastră, numai cunică. Da, domnule, râdem, noi râdem, dar asta este. Dacă domnul Ciolacu a schimbat... Mie asta, mi-e frică de conducătorii români, care ei n-au idei prea multe, dar descoperă că pot împrumuta idei de la alții. Deci problema a fost că în România, pe vremea comunismului, se trăia cât de cât așa și așa acceptabil, până când s-a dus Ceaușescu în Coreea de Nord și a văzut acolo ce făcea ăla și a zis: a, vin și fac și eu. Și în momentul ăla s-a rupt totul. Acum că s-a întâlnit domnul Orban cu domnul Ciolacu și domnul Ciolacu a zis începutul unei frumoase prietenii, mi-e teamă că... Mult. Da, o să vezi ce trecem noi granița la Rusia, ne ducem după castraveciori murați. Băi, nu cred că domnul Orban a venit la noi. Eu cred că el vrea să împrumute modelul nostru. Eu zic că... da, să fim atenți, că domnul Ciolacu dă niște semnale. Și o să râd de la deșteptarea tătă de la... de la Bulgaria, de la Sofia. O să râd de aia de frații Mama Lichki, care au venit să ia. Avem și dedicații pentru domnul Orban. Dacă tot a venit pe planurile noastre. Bravo. Și e la băi să se trezească așa într-o atmosferă festivă astăzi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.